Bună ziua tuturor, sunt Tarotela, o citire pentru etalare pentru cei născuți în Zodia sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Rac, pentru martie 2019. Sper să nu mai pice iar camera cum s-a întâmplat în ultima vreme. După cum vedeți, cărțile de oracol pe care le am de la Dorin Virtue, cam sugerează o poveste, o variantă pentru unii dintre voi. Dacă e să mă uit chiar și aici. Vi se sugerează o călătorie. Vi se sugerează să... Poate să lăsați în spate scrisul pentru o perioadă. Poate lucrați foarte mult la calculator. În, fie, în fine, sau scrieți. Dacă aveți planete în gemen, poate scrieți ceva, că tot aveți și books. Poate scrieți o carte. În fine, lăsați pentru o perioadă scrisul și călătoriți. S-ar putea cu această călătorie să descoperiți o abundență specială pe care poate n-ați văzut-o până acum. Pe de altă parte, cărțile acestea a apărut prima puterea. Ceea ce îmi confirmă niște imagini pe care le-am avut în timpul meditației. Ați trecut prin multe, dar toate Experiențele prin care ați trecut v-au făcut mai puternici. Inclusiv relația în care sunteți acum cu cineva. Cu cineva cu care tot aveți conflicte, dar vreți să vă împăcați într-un fel. Sau să reconsiderați un pic comunicarea dintre voi doi, măcar atât. Oricum, repet, toate experiențele prin care ați trecut v-au făcut mai puternici și, eventual, v-au deschis către o discuție cu îngerii voștri. Ați înțeles în momentele de cădere, de întuneric, de durere, ați înțeles că, de fapt, nu suntem chiar singuri, suntem ocrotiți, suntem înconjurați de îngerii noștri protectori. Da? Și poate în această perioadă, dacă nu mai din timp, odată cu Mercur retrograd în pești, să reușiți să comunicați cu îngerii voștri într-un mod special. Poate veți reuși chiar și citind. Poate că unii dintre voi sunteți înconjurați de o bibliotecă foarte mare cu cărți vechi și studiați, studiați, dar, repet, lăsați și scrisul și tot ce ține de scriere, lăsați o perioadă cât de scurtă în urmă și călătoriți, pentru că printre... Cărțile care sugerează zodia voastră, aracului, da, există și faetonul sau ceriot în engleză, reprezentată de un om care conduce un car de fapt care conduce doi cai într un car, un car alb și unul negru, pe care am și văzut în meditație înainte să încep etalarea. Deci citind, ați deveni mai puternici, într adevăr, dar totuși e timpul în această perioadă să lăsați un pic și teoriile și cuvintele și cărțile care vă inspiră, nu zic că nu vă inspiră, dar ar fi mult mai bine să vă regăsiți puterea într o discuție personală cu ungerii voștri protectori. Cărțile într adevăr ne luminează, ne deschid noi orizonturi, poate Citiți cărți despre îngeri, poate citiți cărți cum să vă dezvoltați puterea în diferite aspecte ale vieții voastre, financiară, spirituală, rămâne să alegeți. Dar cele trei cărți sugerează că da, sunteți puternici, însă deveniți și mai puternici în momentul în care vă, vă conectați la îngerii voștri și vorbiți, reluați o conexiune mai veche cu ei. O comunicare. Și repet, sunteți invitați să călătoriți. Aveți aici Travel și Infinite Abundance, să călătoriți. Poate jobul vostru implică călătorie, mai mult sau mai puțin. Puteți să călătoriți și prin cărți, dar simt, pentru că văd un cal aici, simt că e vorba de o călătorie cu un mijloc de transport. În seria hărților, aveți pe aceasta pentru 1 martie. Sim că da, într-adevăr, trebuie unii dintre voi să călătoriți. Poate e o călătorie spirituală, pentru că am mai văzut niște lucruri interesante în timpul meditației, care trimit către călătorie multe. Dar simt că această călătorie nu e ușoară. Eu o călătorie, dacă ascultați prima parte a Zodiei Peștilor, în care vorbesc despre această luptă cu monștrii, lupta de a supraviețui oceanului, prin care trec peștii și prin care trecem toți în perioada aceasta februarie-martie, cât timp durează Zodia Peștilor, poate atunci veți înțelege mai mult despre această carte. Am senzația că trebuie să vă întâlniți, într-adevăr, cu. Sufletul vostru geam în pereche, văd aici două sirene față în față care stau de vorbă. Da? Într-un mediu acvatic, într-un mediu familiar, vă simțiți bine unul cu celălalt. Dar ca să ajungeți aici, va trebui să întâlniți, uh, uitați, monștri, monștri, o balenă, crocodil, o corabie, natura voastră umană, materială, poate natura voastră toți avem o natură negativă, toți avem o parte în care ne manifestăm ca niște monștri ciudați. Trebuie să vă întâlniți cu aceste imagini ale dumneavoastră și ale jumătății voastre, pentru că sufletele gemene, sufletele flăcările gemene se reflectă unul în altul și trăiesc experiențe similare în momentul în care voi treceți prin niște situații și ei trec prin situații asemănătoare. În momentul în care voi vă manifestați cu ego și ei se vor manifesta tot cu ego. Vă manifestați cu frică și ei tot cu frică și nu puteți să ajungeți la această comunicare față în față în care puteți să manifestați un nou drum o nouă relație. Dar repet, nu știu cât sunt de coerentă, vorbesc cum simt în acest moment, trebuie să vă întâlniți și să depășiți și să luptați că sunteți puternici. Dar puternici nu doar prin natura voastră fizică, nu doar prin natura voastră umană, mentală, emoțională, de orice natură ar fi. Sunteți puternici și în momentul în care vă conectați la îngerii voștri la educația pe care ați primit-o, dar mai mult la îngerii voștri. În privința ceacrelor pe care cei născuți în Zodia Racului sunt uh, încurajați să le lucrați în martie, vi se sugerează să lucrați cu vișudii, ceea ce înseamnă, printre multe altele, și comunicarea. Dar, înainte de a primi o carte, am primit două. A trebuit să mai aștept un pic să vină această carte. Deci, până să comunicați, până să primiți vișudii, ați primit ceacra inimii și ceacra și al treilea ochi. Cu alte cuvinte, înainte să comunicați ce aveți de spus celui drag sau celor cu care vă. celor care sunt în preajma voastră, trebuie să Vă curățați, să vă echilibrați și să vă deschideți chakra inimii și al treilea ochi, adică să vorbiți din suflet și să învățați să vizualizați ceea ce simțiți la nivelul inimii ca să puteți comunica ceea ce vizualizați. Seria cărților experimentale, am primit aceste cărți: Zborul invers, Diavolul invers, Ghidul invers și Renunțarea. Cred că, măcar pentru luna martie, dacă nu chiar și pentru perioada următoare, sunteți invitați să renunțați la ceva, poate la un șablon, poate la niște idei. Am senzația că unii dintre voi și spun asta pentru că repet, cărțile îmi confirmă ceea ce văd în timpul meditației. Unii dintre voi simțiți nevoia să vă eliberați de niște lucruri, de niște șabloane, de niște îngrădiri, într-un fel sau altul. Și zborul invers, asta îmi sugerează, la fel și ghidul. Ceva din ceea ce aș citit proate, va indus în, în eroare. Da, poate ați lucrat cu dependențele voastre, cu partea voastră toxică, ați lucrat într-un fel sau altul, dar am senzația că de fapt lucrul acesta va a îngrădit oarecum uh, libertatea și capacitatea de a zbura, de a vă a autodepăși. Undeva uh, lucrăm prea mult... N-ați mai, concentrându-vă pe partea de, de, lucru cu voi înșivă, Poate n-ați mai experimentat renunțarea. Dintr-o altă perspectivă, am senzația că unii dintre voi ați avut de-a face. Că văd aici, la capătul acestui set de cărți, și împăratul, văd și Page of Water. Unii dintre voi și marea preoteasă. Ați dori să comunicați cu cineva, o persoană intuitivă? Ați dori să comunicați într-un mod emoțional, într-un mod mai plăcut, dar ni din niște motive, văd aici două cărți care reprezintă conflictele, mai ales conflictele interioare. Din niște motive nu ați reușit să o faceți. Poate spre sfârșitul lui martie sau în martie veți avea această ocazie pentru că aveți Page, page of Cups și aici, l-am mai văzut de câteva ori. Deci e o problemă destul de importantă pentru una martie, comunicarea emoțională. Poate așteptați ca cineva să-și ceară scuze sau voi vreți să vă cere scuze față de cineva sau să, repet, să vă exprimați într-un mod emoțional, să vă exprimați, că tot ați avut vișudii, să vă exprimați emoțiile. Da. Referitor la aceste cărți, am senzația că unii dintre voi trebuie să renunțați la niște idei pe care le-ați preluat de, de la un fals guru. Ghidul în poziție inversă mă duce cu gândul la, acest, la un fals guru care va v-a ajutat pe de-o parte, v-a învățat niște lucruri, cum să nu mai fiți dependenți sau cum să înțelegeți toxicitatea, că e diavolul invers, da? Toxicitatea, din mai multe puncte de vedere, dar totuși învățătura nu v-a dat aripi, v-a ținut oarecum restrictiv, v restricționat. Uh, și poate sunteți invitați să renunțați la niște așa zise învățături, da? la cărți și să comunicați cu îngerii. Uh, lăsați ghizii umani și conectați-vă mai degrabă este un mesaj care chiar acum îmi vine, conectați-vă mai degrabă la ghizii spirituali, la intuiția voastră, că sunteți o, o zodie foarte intuitivă și doar acolo vă veți găsi adevărata putere. Și probabil că la un moment dat o veți exprima într-un fel sau altul, o veți verbaliza. În privința carierei a banilor, aveți... 4 de inimă roșie și regina de monede. Am senzația că ați pierdut o ocazie cu o persoană foarte creativă și foarte... 4 de inimă roșie reprezintă de fapt 4 de cupe. E o persoană care stă și plânge mai degrabă trecutul și nu vede oportunitățile. Aveți o oportunitate cu această regină de monede, cu o persoană creativă, stabilă, foarte stabilă, dar dintr-un motiv sau altul, ocazia e pe care să, să o pierdeți dacă nu ați pierdut-o, și mare, mare grijă pentru că e o persoană abundentă, poate are o afacere proprie sau pur și simplu ceea ce face reușește să manifeste într-un mod special. poate unii dintre voi um, unii dintre voi v-ați pierdut pasiunea pentru soția voastră, soția sau soțul vostru dar fiind o, o citire legată de finanțe și de bani, Poți să văd și altfel cărțile. O persoană stabilă financiară vine cu o ofertă. Încercați să nu o pierdeți gândindu-vă la trecut. Încercați să nu o pierdeți. Poate e un ajutor financiar, poate e o, o legătură pur și simplu. Încercați să nu o pierdeți. Acum, cărțile noastre sunt acestea. 5 de bătăi page of cups, uh, valetul de de cupe, roata norocului și judecata. Te rog să stai cu mine. Mâncăm imediat. Deci, începeți să zicem luna martie cu o stare de conflict. Poate aveți de luptat pentru cineva. Poate aveți de luptat pentru acest judgment, judgment pentru a manifesta o a doua șansă a manifesta un noroc special, o perioadă de, de, de noroc în relația cu cel apropiat, cu cea apropiată și nu doar. Aveți de luptat, există competitori, dar, dar simt că pentru unii dintre voi această luptă nu este musai legată de competitorii de la muncă, cât e o luptă cu voi înșivă, vă. O luptă să vă exprimați. Într-adevăr știm că majoritatea celor născuți în zodia racului sunt foarte comunicativi, dar când e vorba să-și exprime sentimentele, au oarecare reținere. Spun asta pentru că ați avut vișudii, aveți un cavaler de spade care vrea să vină și să comunice niște lucruri. Poate sunteți voi, poate altcineva. Deci cred că sunt niște probleme de comunicare. Oricum, începutul lui martie vine cu această luptă. Poate vă luptați cu bârfele, poate vă luptați cu bârfele față de partenerul, partenera voastră, cineva din preajma lor îi bârfește și încercați să nu. să-i apărați, pe de-o parte, și să nu vă pese de, de tot ce s-ar spune despre ei. Pe de altă parte, unii dintre voi simt că vreți să, să vă rupeți de un trecut în care au fost cam multe conflicte între voi doi, între voi și partenerul, partenera voastră sau persoana de care sunteți interesați. Poate, unii dintre voi a spus chiar bariere în această relație. Din niște motive ați fost răniți în trecut, v-ați concentrat pe alte lucruri și ați pus bariere și vreți să rupeți această, acea perioadă de blocaje și să, să vă luptați pentru reconstrucția relației. Vreți să vă luptați, asta e clar. Și simți că vrei să vă luptați să reconstruiți acest turn, această separare. Turnul înseamnă un eveniment neașteptat care vă separă de ceva sau distruge o relație. O relație care nu mergea bine, o situație care nu era uh, construită pe cele mai bune, pe cea mai bună fundație, da? Și spun asta pentru că aveți nouă de da? O persoană care construia uh, ziduri. În jurul său. Nu era deschisă, suficient de deschisă. Era concentrată mai mult pe partea serioasă a lucrurilor și mai puțin pe emoții. Deci, repet, simt că trebuie să vă luptați să reconstruiți acest turn. Undeva, prin săptămâna a doua, mai mult sau mai puțin, e obligatoriu să fie săptămâna a doua, aveți acest vale de cupe, vă doriți să comunicați. Am senzație că e dorința voastră să comunicați emoțional cu cineva, cu o persoană mai tânără care vă e dragă, așa. Poate e un copil în viața voastră care vă comunică, vă spune la mulți ani celor care sunt mămici, da? Dar pentru alții, acest mesaj emoțional pe care simt că vreți să-l să transmiteți cuiva, vine ca o dorință de a începe un nou ciclu, iar aveți turnul. Și aveți și lumea, un nou ciclu în viața voastră, în relația voastră cu cineva foarte apropiat, semn de apă sau cu planete în semn de apă, pești, drac sau scorpion, o persoană de care vă simțiți foarte atașat. Dacă nu ați avut o relație în copilărie cu ei, e posibil să fie avut într-o altă viață. Oricum este o persoană pe care simțiți că o cunoașteți foarte bine sau în momentul în care vă veți întâlni, aveți șansa să, să se lege lucrurile mult mai rapide decât cu alte persoane și, și simțiți că îi știți multe lucruri, multe secrete. Am clarificat aceste cărți și am primit Cavalerul de Spade. Și revin, am senzația că vreți să comunicați, că voiați voi a ați avut vișudii, voiați a avut această. Trebuie să, să rezolvați problema comunicării cu cineva, eventual, dacă nu, în general. Și valetul de cupe reprezintă un mesaj și cavalerul reprezintă o persoană care vine cu mare viteză în viața a cuiva ca să exprime. niște sentimente frumoase și în primul rând se exprime faptul că înțelege această conexiune că poate turnul, separarea sau ce s-a mai întâmplat, conflictele, luptele. La care trebuie să, în care trebuie să vă implicați pentru această relație v-au um, făcut să înțelegeți că într-adevăr e o relație profundă și vreți să lăsați în spate un ciclu și să începeți o, o nouă etapă specială în relația cu această persoană și în viața voastră poate persoana să fie în semnul capricornului acesta lumea este guvernată de Saturn sau cu planete în... Uh, ce, în ce în vărsător, scorpion, leu sau taur. Sau aveți, în fine, niște marcaje pe aceste case, casa taului, a leului, a scorpionului și a învărsătorului. Deci, oricum, ideea este că la un moment dat în martie vreți să comunicați că e persoana cealaltă că sunteți voi rămâne de văzut. Suntem la început de lună martie, rămâne să vedem ce se va mai întâmpla până spre jumătate, până spre sfârșit. Oricum, în perioada lunii pline, simțiți o schimbare, simțiți o schimbare. Poate în momentul în care ați comunicat, da, valetul de cupe, ați comunicat poate prea emoțional, poate ați venit cu prea mare forță în viața lor. Am senzația că la un moment dat ei au fost oarecum recite, au fost, vor fi reticenți. Și totuși undeva, înspre lună plină, am senzația că lucrurile se vor schimba la alt nivel, și veți, veți simți schimbarea poate spre sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie, pentru că Wheel of Fortune, da, Roata Norocului este o arcană majoră, iar avem semnele fixe, da, Vărsător, Leu, Scorpion și Taur, ca și lumea. Um, undeva, în perioada lunii pline, da, după jumătatea lui martie, simțiți că energia divină deja impune alt ritm, în viața voastră și în relație cu acest, această persoană care e oarecum supărată. Poate și voi sunteți supărați în cazul în care mesajul vostru nu va fi înțeles așa cum ați vrea. Dar e o supărare temporară. Roata norocului reprezintă și... O schimbare... datorită faptului că Universul a considerat că acum este timpul. Acum este timpul. Aveți două, trei cărți care reprezintă schimbarea, turnul, roata norocului și, și judecata. Am încercat să clarific această roată norocului și am primit ce? Am primit nouă de monede și temperanța. Ar trebui, dacă veți fi supărați de cum va fi primit mesajul vostru, să vă temperați, să vă temperați emoțiile, să vă temperați stările. Dacă sunt ei, se vor tempera și ei, pentru că și aceasta este o arcană major Important este că, pe la jumătatea lui martie, roata norocului se schimbă și veți avea parte de o independență pe care v-ați dorit-o sau vă veți întâlni cu această persoană care e frumoasă, independentă, e creativă și vă poate aduce un echilibru special în viața voastră, temperanța, da? Pe de altă parte, repet, puteți să fiți voi care manifestați această energie și să vă găsiți independența după o perioadă în care vă vindecați oricum în relația cu această persoană, trebuie să fiți răbdători Pentru ca lucrurile să se manifeste în timp divin și așa cum trebuie. A patra carte ar fi uh, Judecata. Am spus, lucrurile se schimbă chiar dacă nu imediat când comunicați, chiar dacă nu imediat când veți primi un mesaj, și voi și ei începeți să vă vindecați. Poate acest, probabil că acest mesaj va vindeca multe confuzii. Va vindeca niște conflicte pe care le-ați avut înainte de turn și în perioada separării. Și vindecându-vă, pentru că și valetul de cupe este o persoană care e empatică și vindecă, vindecându-vă, veți putea manifesta o a doua șansă în această relație, în această situație, în care am senzația că acest rege de cupe ar putea, ați putea să fiți dumneavoastră cei născuți în zodia Racului, sau aveți de a face cu o altă persoană în semn de apă, pește, rac sau scorpion, nu știm ce planete au acolo, poate să fie soare, lună, venus, da? Dar, veți avea o a doua șansă în care veți lăsa în urmă iar conflictele. Începeți luna cu conflicte și o terminați lăsând în spate conflictele. Lăsând în spate conflictele. Poate veți renunța să Să vă manifestați, unii dintre voi, evident, nu toată lumea, să vă manifestați impulsiv, pasionat și să vă concentrați mai mult pe partea emoțională. Bine, așa simt mesajul acum. Aici văd un mare preot. Am senzația că veți dori să lăsați în urmă o situație toxică, o situație care devenea prea greu, de va apăsa pe umeri, de care vă detașați emoțional și vreți să manifestați o victorie în viața voastră. Vă dați seama, domne, am stat foarte mult, am regretat atât de mult trecutul și nu am manifestat o victorie în viața mea. Și vreți să, să vă exprimați clar concret, direct, să vă echilibrați viața și financiar și emoțional și să nu mai aveți griji pentru mai mult închipuite. Vreți să vă angajați într-o relație echilibrată și onestă. Așa simt acum. Și aici aveți regele de bâte. O persoană născută în semnul, semn de foc, berbec, leu sau săgetător. Poate voi sunteți poate voi relaționați cu cineva care se manifestă ca acest rege sau simțiți nevoia să conduceți această relație foarte frumoasă, să conduceți într-un mod clar, just și să vă angajați oficial într o în echilibrarea acestei relații. Unii dintre voi vreți să manifestați și o familie. Da, nu știu cum, cum sună toate aceste mesaje. În fine, pe scurt, am simțit în timpul meditației, am auzit de fapt, hold your horses. Probabil că cineva, într-adevăr, e un pic cam impulsiv și din acest motiv spre, spre sfârșitul lui martie trebuie să temperați uh, impulsivitatea. Unii dintre voi, sau aveți de-a face cu cineva foarte impulsiv, da? dar ideea este să, să vă calmați am văzut doi cai dar interesant în fața acestor doi cai care alergau frumos pe un câmp erau foarte fain unul închis la culoare altul deschis la culoare apropo de suflete gemene apropo, apropo de opoziții erau niște garduri acum că sunt garduri create de dumneavoastră că sunt garduri create de altcineva niște limite da, simt că totuși există dorința cuiva de, să, de a se elibera de a se bucura de libertate. Am mai văzut o vulpiță, ceea ce mă face să mă gândesc că unii dintre voi ați avut de-a face cu cineva mai viclean sau încercat să puneți la cale ceva, nu neapărat rău, o strategie, cum să vă conectați la jumătatea voastră, poate. În fine, am simțit că cineva se conectează, invocă cerul, invocă niște forțe superioare în încercarea de a manifesta, de a chema divinitatea într-un într loc, în locul în care sunteți, aveți nevoie de lumină sau vreți să, trimiți, să trimiteți această lumină către cineva. Era o persoană care încerca să comunice cu ceva din cer. În fine, cât o fi de coerent, rămâne de văzut. Ce am mai văzut, ce am mai auzit? Cineva se pregătește de o călătorie, am auzit un motor, cineva, da, motor de mașină. Cineva vrea să plece, trebuie să plece într-o călătorie cu mașina. Am mai un gând, un fluture. Bănuiesc că este vorba de o transformare. Poate vă transformați într-un fel sau altul în această perioadă. Am, ascult, am auzit și viața e frumoasă, trebuie trăită în respect. Da? Rămâne de, de văzut cum preluați acest mesaj. Ce am mai văzut, am mai văzut. Am am văzut un, un personaj, părea masculin, care își întinde mâinile, de ca și când ar vrea să-și ia zborul. Și am avut senzația unei dorințe de eliberare, dar interesant că a apărut, a apărut și cartea aceasta a zborului, dar cu cap în jos. Dar trebuie să renunțați la ceva din trecut ca să puteți manifesta zborul în adevărata lui putere de eliberare. Bine. Și repede am mai văzut un vârf de munte, o călătorie spirituală simt că este. Muntele înseamnă foarte mult. Căutați să vedeți ce, care este simbolismul acestei imagini. Un vârf de munte, poate aveți de mers pe munte. Oricum, am simțit că e mai degrabă o călătorie spirituală lungă, grea, dar cu perspective minunate. Cam asta ar fi etalarea pentru luna martie. Sper că veți găsi mesaje inspirante pentru perioada care vine. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și da, vă iubesc, numai bine, la revedere!